Un utilaj CFR a deraiat azi în zona localității Titu din județul Dâmbovița. Nouă persoane se aflau în utilaj, din care două au fost rănite. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de descarcerare, un elicopter smurt, două ambulanțe și o auto specială de stingere apă. Victimele sunt angajate CFR. Persoana preluată de elicopter prezenta politraumatisme și suspiciune de fractură de coloană vertebrală, iar persoana transportată la Târgoviște prezenta politraumatisme la brațe, au declarat reprezentanții ISU Dâmbovița. Ca și în cazul trenului deraiat în weekend în Dolj, mecanicul utilajului avea o alcoolemie de 0, ,8. 80 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Accidentul de acum 5 zile nu s-a soldat cu victime, însă consecințele au fost grave după ce un pârâu din zonă a fost poluat cu combustibilul transportat în vagoanele căzute în râpă, mai exact cu biodizel. În urma incidentului, mecanicul aflat sub influența alcoolului s-a ales cu dosar penal și este cercetat în libertate. Nici mecanicul utilajului de deraiat azi în Dâmbovița nu a scăpat mai ușor. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru accident pe cale ferată și vătămare corporală din culpă. În urma incidentului, traficul feroviar pe magistrala 901 București-Pitești a fost oprit.